La Petroșani funcționa odinioară o clădire ce adăpostea minerii care munceau la mina Livezeni. Aceasta se află în spatele școlii generale numărul 6 din localitate, iar în prezent a ajuns o ruină. Aceasta a fost vândută de către administrația locală, care, în momentul de față, nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește clădirea. Acea clădire nu se găsește în patrimoniul primăriei, ca atare atribuțiile noastre vis-a-vis de ea se reduc doar la a atenționa proprietarul clădirilor în cazul în care există construcții sau chiar clădirea în sine prezintă pericol pentru cetățeni. Dar clădirea este momentan îngrădită, deci în mod normal persoane străine nu ar avea ce să caute lângă ea și nici nu am identificat până la această oră locuri, să spunem, unde siguranța ar putea fi în pericol și ca atare să atragem atenția proprietarului. Ea este doar părăsită și, într-adevăr, pe zi ce trece, cunoaște un grad de degradare, da, mai accentuat. La nivelul localității sunt mai multe clădiri care stau să se prăbușească sub propria greutate, însă municipalitatea nu poate face nimic. Asta datorită faptului că multe sunt proprietate privată.